asta e primăria. Buongiorno, bun venit. Și ăsta e școala gimnazială din comuna Călăraș. Asta e centru, cum ar veni, posibil local, primăria. Acolo e ceva construcție, oarecum arată că va fi ceva, dar hai să prindem cealaltă parte, că am să nu filmez un pic din spate, e ulterior. Aici cam cea mai pe centrurile astea lor, centrurile comunelor. Aici e cea mai dezvoltate zone. Dacă dau să filmez din spate, e sperii. E sperii, tati, dacă dau să filmez din spate. Ce să mai abăi blocul ăsta? Ce să mai spune blocul ăsta? Oare stă cineva? Stă, dar nu contează. Dacă nu căzut jos, e bun. E bun. Cam ăsta e centru. Ăsta e centru comunei Călăraș. Comuna Călăraș. Ăsta e vremea ce au fost spusele de pe... Comuna Călăraș, județul Dolj. Aici suntem. Cam ăsta e centru. E și primăria, unde sunt toate combinațiile. Da, ăsta este. Ăsta este spre Becket. Spre Becket. Și mai avem vreo 7 km până în Becket. Ora 11:39. Da, mai zic, nu mai stau, m-am plictisit să mai stau. Zic, stai acum după căldură și... Când mi-ar fi caldă, e stajul ăsta, așa, nu fac nimica. Magazine, afaceri, microbuze cu pline cu pepeni, căruțe pline cu pepeni, deci aici e chiar e o afacere. Asta e și singura afacere care ține comuna și comunele pe teritoriu, pepeni, că restul nu prea. Nu prea ce să faci pe aici. Și asta e de sezon. Și asta de sezon nu e pe timp îndelungat, deci cam asta e șmecheria. Acum ies afară imediat, nu cred că mai am mult. Și ies afară. Gata, s-a terminat. Case stânga-dreapta. Mai puțin sau foarte puțin popor. Bă, uite așa am observat eu. Uite așa să vedeți. Afișul acolo. Familia, adică furenari. Deci ei am văzut, ei pun pe casă, uite și aia, fel la fel. Ei pun pe casă, funerariile, adică cum ar veni, eu știu, crucea cum ar veni. Deci ei dacă mor, nu știu, e în groapă și pun și pe casă și acasă, nu știu, uite, vezi că are asta, nu știu. Dar am văzut că aproape pe toate casele, unde au murit oamenii, ei pun pe casă poza, pe casă, poza și piatra funerară, cum zicem noi. Piatra funerară o pune pe casă, asta am observat aici. Aproape pe toate casele, dacă stai să iei așa, pe toate casele au murit cineva. Uite, pe toate casele, bine, asta e poliția. Asta e poliția, mă, ca asta. Aia de cameră. E bună, dar ce că... Îți trebuie un birou și o masă și... Ai făcut o secție. Da, asta am observat aici, în comuna asta, că ei pietrele funerare le pun pe casă. Le pun pe casă, nu... Probabil că le pune și la cimitir, nu știu, da? Așa am observat. Unde vezi o piatră funerară pe casă, a murit cineva acolo. Adică acolo va fi, dar nu e ok. Fii cu mine. Fiecare cu legenda lui. Păi, îți dai seama că într-o casă poate sta 4-5 persoane. Sau poate să crească 10 persoane. Pe când mor fiecare, ce fac? Cumpă toată casa cu piatră funerară? Nu știu, asta e ideile lor și să le lăsăm așa, să și le respecte. Cam așa e. Să lăsăm să respecte fiecare regulile lor. Da, uitați aici, încă un bazin din ăsta șmecher, unde poți să bagi excavatorul în el și la copel. Da, poate că este apă pe aici, da? N-am de unde să-mi dau seama că este apă. La câtă secete în zona asta, nu o să fie aici apă niciodată. Asta e cea mai secetoasă zonă din România. Cea mai secetoasă zonă din România. Au noroc că au lacuri, au Dunărea și de acolo se mai aprovizionează cu apă pentru agricultură și pentru foarte multe lucruri. Da, asta am și observat. Am vorbit cu niște băieți de la lac, am observat că zice că băieții bagă apa, ei aducă,
se pompează, intră pe robinete pe la oameni sau care are fântână, e altfel. Da, asta e comuna. Asta e comuna și asta înseamnă că am ieșit din comuna Călăraș, județul Dolj. Acum dăm spre ieșire. M-a spus că multe nu am ținut, uite-te și acolo, pe piatră funerară pe casă, pe colțul casei. Da, asta e. Asta e pe aici. Asta a spus că nu prea am ce să vezi aici. Nu, pe case abandonate, cum poți spune-te. Aia e abandonată. Și cum spun tot timpul, România se depopulează. E foarte cald. Foarte cald. Am zis că mă duc și-mi bag piciorul, nu stau. Că dacă stau așa, dacă stau eu după căldura asta, pe toate stau toată vara înseamnă. Mă duc puțin, stau. Atâta că e mai bine până orașe, comune, sate, că mai ai un copac, mai ai loc de umbră. Dacă nu ești pe gol, ai pusă. Ai pusă. Am văzut că am bechetul undeva la 7 km, cred că ăla e golul. Cum este aici din oraș, deja ăla e golul, e 7 km. Aia înseamnă, n-ai nicio șansă să stai la umbră. Cam asta ar însemna. Asta e. Mă duc până la capătul satului, mă uit un pic pe hartă cât e distanța ta aia și să văd cum decid. Să mă duc mai departe. Să văd, am zis că nu știu, de la 6 încolo normal ar fi perfect să fac traseu. De la 6 până la până dimineață. Să mă duc pe drum Până ninge. Că dacă stau după vreme nu termin eu repede. Mai ales aici e cald. Foarte cald aici. Atât de cald e pe aici încât trebuie să mă gândesc că o să ajung și eu cândva. Dar nu ăsta, nu, mă duc încet. Ia mai mult, da? Păi trebuie să mă duc, că nu pot să stau. Eu sunt genul ăla, nu pot să stau, că am de treabă, am mai. Trebuie să ajung, trebuie să mă duc, să... Așa, dacă stau, nu fac nimica. Hai, alte case. Oarecum aranjat orașul, pavaj pe jos. Oarecum e aranjat comuna, sat sau cum se va numi ele. Ei le bagă pe criterii, dacă ar fi după ei ar băga și orașe. După ei, da, e foarte depopulat. Foarte depopulat și foarte puțin, foarte, foarte, foarte puțini oameni. Uite și pe casa aia și-o pus poza, ai de capul meu. Așa e pe aici, tati. Pozele cu morții le pun pe casă. Că așa e aici, cu... Așa e pe aici obicei și așa trebuie să facă, tati, ce să faci? Respectă fiecare tradiție, tati. Asta e tradiția lor, cu asta mere mai departe, cum spun. Orice ai, orice gândești, oricum ești, când pleci, le ai toate cu tine, toate. Toate le ai cu tine, adică gândurile. Toate gândurile le ai cu tine și nimic, absolut nimic cu tine, doar gândurile. Gândurile, când mergi tu, merg odată cu tine. Asta e viața omului. Nu se schimbă nimica. Nu se schimbă absolut nimic în urma ta. După ce te duci pe cealaltă lume. Nimic. Totul merge la fel. Tot ce rămâne, astea vor rămâne veșnic. Noi suntem niște trecători, băieți. Da, aici cred că intru un gol. Și cam de aici. Să vedem. Cum facem să ajungem mai departe. Asta dacă îmi găsesc loc undeva la umbră stau, dacă nu, mă duc mai departe, nu stau. Da, băieții, ce să vă zic? Asta sunt eu aici, mi-am auzit la altele șmecherii, alte povești, adică puțin mai în față, în Becher, până la Becher, mai avem o oră și, Foarte, foarte cald. V-am pupat, băieții, căldură seacă. Și ne vedem puțin mai încolo. Pa, pa!